În tutorialul de astăzi îi voi răspunde lui Andrei Ion, care mă roagă să fac un video despre o aplicație care poate verifica compatibilitatea calculatoarelor cu Windows 11. Poți rula Windows 11 pe PC-ul tău? Haideți să vedem ce cerințe are Windows 11 și dacă calculatorul tău poate rula acest sistem de operare. Stai cu mine tot materialul și vei vedea cum poți face acest lucru. Mai exact, cu ajutorul unei aplicații și cu ajutorul unui site. Dar mai bine, haideți să intrăm în detalii. În momentul în care au început să apară versiunile de Windows 11 pe site-ul Microsoft, a apărut o aplicație numită Microsoft Health Check Tool, prin care, dacă o descărcai, puteai să afli dacă PC-ul tău este compatibil cu Windows 11. Mai recent au oprit accesul la descărcarea acestei aplicații, datorită faptului că mulți utilizatori s-au plâns că mesajele de eroare nu sunt foarte detaliate, adică primeai un mesaj de eroare cum că PC-ul tău nu este compatibil cu Windows 11 și nu prea multe alte detalii. Această aplicație va fi relansată undeva în toamnă. La începutul acestui video vă spuneam că vom afla dacă calculatoarele voastre sunt compatibile cu Windows 11 cu ajutorul unui site și cu ajutorul unei aplicații. Ei bine, site-ul despre care vorbeam este chiar site-ul Microsoft. Aceasta este pagina dedicată sistemului de operare Windows 11 și dacă mergem în josul paginii, mai jos puțin, vom vedea exact unde era disponibilă aplicația Microsoft Health Check Tool. După cum vedem, acum apare mesajul Coming Soon. Asta înseamnă că aplicația va fi disponibilă undeva în toamnă, cu puțin înainte de lansarea Windows 11 varianta finală. Dar mai jos pe acest site vedem cerințele minime de sistem pentru un calculator pe care am dorit să instalăm Windows 11. În primul rând avem nevoie de un procesor pe 64 de biți, apoi o memorie de minim 4 GB de RAM, minim 64 GB spațiu pe hard disk, calculatorul să fie capabil de UEFI și Secure Boot, de asemenea să aibă TPM, Trusted Platform Module, minim versiunea 2. Acestea sunt cerințele minime pe care Microsoft le recomandă pentru a rula sistemul lor de operare Windows 11. Bun, acesta este site-ul, vedem cerințele pentru Windows 11, am spus că vom vorbi și de o aplicație. Cum aplicația oficială Microsoft nu este disponibilă, vom merge pe alt site, pe GitHub și vom descărca aplicația numită Why Not Win 11, o să vă las link-ul în descriere cum v-am obișnuit. Așa arată interfața aplicației, o voi descărca, o voi rula și vom vorbi puțin despre mesajele pe care le afișează. Pentru a descărca ultima variantă a aplicației Why Not Win 11, mergem aici la Latest și alegem să descărcăm executabilul pe care îl salvăm undeva pe desktop, apoi pur și simplu îl rulăm. După ce l-am salvat pe desktop, pur și simplu îl rulăm. Aici alegem More Info și alegem Run Anyway, nu este vorba despre niciun fel de virus, niciun fel de malware, puteți să aveți încredere totală în această aplicație. Bun, după cum se vede, calculatorul meu este compatibil cu Windows 11, am un procesor pe 64 de biți, calculatorul este capabil UEFI, procesorul este compatibil, am 16 GB memorie RAM, deci peste 4, care este minimum recomandat de Microsoft, și am și TPM2 detectat. Asta înseamnă că pot instala Windows 11, am un video, vă las aici sus linkul despre cum poți descărca update-ul la Windows 11 și cum îl poți instala acest sistem de operare dacă ai deja Windows 10 pe calculator și, bineînțeles, dacă PC-ul tău este compatibil cu acest sistem de operare. Rulezi această aplicație, dacă ai mesaje de eroare, caută pe Google și vezi ce posibilități ai pentru rezolvarea lor. Aceasta este aplicația, este foarte ok, după părerea mea oferă mesaje mult mai detaliate față de aplicația Microsoft Health Check Tool, cea pe care Microsoft tocmai a retras-o până în toamnă. Descarci aplicația de pe GitHub, ai jos link-ul în descriere, o rulezi, rezolvi eventualele probleme și poți instala Windows 11. Acest tutorial a fost pentru cei care vor să afle dacă calculatorul lor este compatibil cu Windows 11. Ți-am arătat
cum să verifici cerințele minime ale Windows 11 direct de pe site-ul Microsoft și cum poți descărca o aplicație care, dacă rulează la tine pe calculator, va verifica automat dacă PC-ul este compatibil cu Windows 11 și îți va afișa eventualele mesaje de eroare puțin mai detaliat decât aplicația oficială Microsoft Health Check Tool. Eu am fost Raul, ai fost pe tutoriale cu Raul. Dacă te-a ajutat acest material, apasă butonul de like, abonează-te și apasă și clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou pe canal. Până data viitoare, te-am salutat!